De mai bine de un an, locuitorii de pe strada Dr. Fălcoianu, zona Crețișoara, se confruntă cu o reală problemă cauzată de operatorii de salubritate. Localnicii spun că de fiecare dată când se ridică gunoiul, containerele rămân răsturnate prin șanț. Bineînțeles că oamenii i-au confruntat pe reprezentanții societății financiar urban, numai că, după cum ne-au relatat, au primit ca răspuns înjurături și amenințarea că, în cazul în care vor mai continua cu nemulțumirile, se vor ridica tomberoanele din acest loc. Se întâmplă faptul că oamenii care vin de ridică gunoiul, în cele mai multe cazuri, cel puțin un tomberon rămâne răsturnat. Cum e asta, acolo, asta iarnă, eu am venit, am fost acasă la copii și l-am scos eu de acolo, era plin de zăpadă când am nins, iar ieri când am venit, amândouă era. Și vecinul de aici, că eu m-am luat și de el și de Costel de aici, băi, dar voi știți aici când treci, de ce nu le spuneți? Că nu ne băgăm, că cu tare, bă, zic, spune-le oamenilor să știe, că asta e treaba lor să facă, nu să arunce. Nonel aici pârșe, s-a luat de ei și șoferul a început să claxoneze, să vorbească urât și ăla la ce vreți, mă, că dacă nu vă convine, vă iau tomberoanele de aici. Ei, stai puțin, noi plătim chestia aia, venim la începutul anului, mergem acolo, plătim, iar tu vii cu argumentul că ne iei tomberoanele. Și eu stau la 200 de metri de aici, eu îl duc cu pungi de astea de negri în alea mari, îl duc și îl pun aici și nu am făcut scandal să vină să-mi ridice de la poartă, că mi se pare corect să bage mașina, că să mai suntem trei familii. Și am zis, măi, stai mă, oleacă, dar nu putem, dacă pe ei nu putem să-i spunem și să înțeleagă cu vorbă bună, mă zic, hai să mergem pe altă cale. Și am ales. Eu am făcut două fotografii ieri imediat după ăsta, s-a îndreptat, văd că e în ea. Și cam asta este, adică ei trebuie să știe și niște treburi, că ei sunt plătiți pentru treaba asta și eu cred că mai repede cel care îi trimite aici nu își face treaba. Pentru că la orice loc de muncă are un regulament. Indiferent în ce instituție sau ce firmă, e un regulament. Ăla nu-l respectă. Dar nu-l respectă că șeful nu îi impune treaba asta, părerea mea. Le-ați atras atenția, ați vorbit personal cu ei să le spuneți despre situație? Eu personal nu pot să spun că am vorbit. Deci a vorbit pârșe de aici el, și ieri când am venit, zice, tu te iei de noi, că de ce nu ne luăm de ei? Uite că m-am luat și m-am ales cu înjurături. Și chestia asta cu amenințare, că vă iau tomberoane să vedeți unde mai puneți gunoi. Ei, păi stai puțin, unde? Localnicii spun că nu știu cui să se adreseze pentru ca situația stânjenitoare să nu mai persiste. Un an de zile pe strada asta, pentru că cel de la primărie care a predat sectorul de ridicare a gunoiului, este vorba de vreo 3-4 ani în urmă, nu le-a predat până aici. Eu un an de zile, și nu numai eu, am mai plătit mai mulți, am plătit gunoiul care nu ni l-a ridicat niciodată. Niciodată. Și am plătit pentru că așa s-a făcut în Consiliul Primăriei, așa, s-a hotărât că cine locuiește în orașul Câmpul Lung produce gunoi, ceea ce e adevărat, că nu, asta este. Și eu am fost la primărie, a fost numai un tomberon, după care a început să vină. Cei care vin dimineața pleacă de la servici din Bilcești, să nu mai arunce la ei, vine și aruncă aici. Că colea la Dulea, tomberonul ăla de se vede galbenul, a fost la drum și îl umplea și îl vedea. Și l-a tras acolo și acum nu se mai duce acolo. Și oprește aici mașina, îl umple. Și eu am fost la primărie anul trecut și am vorbit că era un băiat primar acolo la cetățeni. Minciună, un băiat de nota 10. Am vorbit cu el și imediat a doua zi a și venit cu încă unul. Și acum asta e, să umple, să umple. Decât să-l arunce până șanțuri, mi se pare foarte corect să-l arunce aici. Treaba este băieții care ridică să-și facă treaba. Noi nu avem nimic cu ei. E o meserie ca oricare meserie. Nu e rușinoasă, nu e nimic. Eu cam atât am avut să vă spun. Să sperăm că dacă o să vadă, o să ia măsuri cel care îi trimite. Adică, băi, puneți tomberonul în poziția în care l-ați găsit. Că nu l-a găsit în șanț plin. Și asta...
sperăm să rezolvăm treaba. Din păcate, această situație este des întâlnită în municipiul Câmpulung. Containerele sunt aruncate la voia întâmplării, iar foarte multe dintre ele sunt sparte și cu roțile rupte. Serviciul de colectare a gunoiului nu mai este în sarcina edilul CGA, ci a Societății Financiar Urban. Am luat legătura cu șeful stației de la Câmpulung, Dan Bostan, iar de la acesta am aflat că se fac demersuri pentru ca în această zonă să se amenajeze o platformă specială pentru containere, fapt ce va rezolva problema tomberoanelor din șanț. În primul rând, rezolvarea cred că o să fie aceea de a amenaja o micuță platformă pentru acele containere, în colaborare cu primăria, care răspunde la solicitările noastre foarte prompt. O să realizăm și acest lucru, să facem un amplasament ca aceste containere să nu mai stea pe marginea drumului și pe marginea șanțului. Și noi, prin oamenii noștri care deservesc acea zonă, o să luăm toate măsurile ca această situație să nu se mai repete. O să asigur cetățenii că telefonul meu este deschis pentru orice solicitare a dânșilor, la orice oră. Și sperăm ca colaborarea noastră între noi și cetățeni să fie mai bună și doleanțele lor să le transpunem în realitate. Pe de altă parte, reprezentanții societății de salubritate spun că o parte din vină pentru defectarea containerelor o poartă și câmpulungenii, care aruncă moloz și pământ în tomberoane. Asta duce la îngreunarea acestora și manipularea defectuoasă de către operatori.